Mergem la următorul invitat, George Piștereanu îl cheamă. Știu, băiat salon, asta veți spune, pentru că și nouă ne e drag și ne place, dar a provocat scandal la ferma Orășeni vs. Săteni și, ce credeți, vine să-și ceară scuze public. Acum nu-mi dau seama despre ce scuze e vorba, dar îl invităm lângă noi pe George Piștereanu și avem și imaginile, așa că hai să vedem de ce vrea să-și ceară scuze public. George Piștereanu! Hepilică. Hepilică, ce faci, George? Bine, tu ce faci? Vrei să-și ceri scuze public? Da, cumva... Bună ziua! Vrei să vedem de ce întâi? Avem un material pregătit și apoi să înțeleagă lumea. Ca să înțeleagă. Eu încă sunt un pic așa derutat că nu înțeleg de ce vrei să-și ceri aceste scuze publice. Pentru că știu că data trecută erai cu totul și cu totul altfel. Da, cumva pentru că anumite glume, anumite lucruri pe care noi le facem în viață, ele la un moment dat pot fi interpretate în alt sens. Eu fiind și actor de teatru, eu n-am cum să judec publicul. Și în primul rând, nu este vorba neapărat de public, cât este vorba de Elena, pe care noi cumva am supus-o unor... ea fiind, având 18 ani, ea vrând mereu să fie considerată un om la egal cu noi, noi automat am considerat-o la fel și am făcut strategiile în așa fel încât să... ca și cum ne-am face nouă, știi? Ca un om la fel ca Hai noi. Hai să vedem imagine și acum îmi dau seama... că am primit chiar zile trecute un mesaj și cred că are legătură cu acest material. Tu ți-ai închis pagina de Facebook? Nu, comenturile, pentru că erau foarte multe comenturi extrem de urâte și la care oricum n-aș răspunde. Adică oamenii tinți, adică niște comenturi vis-a-vis de copii, adică ceva, nici nu vreau să vorbesc, ceva foarte urât. Așa, atunci ai luat decizia să-ți închizi comentariile. Am luat decizia, da, să se liniștească lucrurile. Haideți să vedem imaginile și vedem de ce George Piștereanu vrea să-și ceară scuze public, dar hai să vedem imaginile. Alina, te ajut cu ceva? Da, mă ajungi pe mine, te rog. Mă duc să fac medicul. Dacă ești, te pricep. Mersi mult, ești dulce. I'm sweet. Piștereanu, de ce nu stai lângă mine? George? George? Da? De ce nu stai lângă mine? Tu m-ai trădat. Piștii cam decide manțocăria. Aia e problema. Da. Și piștii știi unde te are. Da. Da? A venit și mi-a zis din prima, frățioare Lesco și Elena. Ce? Nu. De ce vrei asta? Ce ați pățit, mă, tot să zic? Ce, mă? Și să se vă? Păi da. Tu ce votezi? Nu, dar vreau să spun. Ce votezi? Asta mă interesează pe mine. Nu mă interesează discuții. Nu mă interesează. Pe mine mă interesează ce votezi tu, cum votezi tu. Nu vreau când să te influențez. Când vine momentul o să-ți spun. A, da? Da. Bine. Deci în caz că trădează cineva, avem două variante. Ori... Ștreangu. Sau ghilotină manuală. Gata. Ai venit să răzbun pe mine? Eu? Nu, niciodată. Eu nu sunt gen. Vrei? Nu mi-ai făcut nimic. Mi-a promis. Ce ți-a promis? Că tu ieși din competiția asta și o să fiu servitoare. Și ai fost? Duel, servitoare. Ai fost? Am fost și am câștigat. Nu contează, ai fost servitoare? Ai, e important, vezi? Eu deja m-am răcorit cu tine. Dar cu ce te-a încălzit pe tine asta? Orgoliu. O rugăminte, vă rog frumos, care votați, cei din afară, cu adrese cu tot. Ca să nu mai stau eu să caut după aia. Elena. Și pe Ana. Bun, am notat aici. O să-ți primi 100 de euro. Da? Elesco. Mă uit la voturile de aici. 11 Ana, iar următoarele ca și cantitate sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Elena. Mamă, ce plânge Elena. Dar ce s-a aștepta? Nu știu. Da, să fie atât de satisfăcut când un om e leșinat de emoții. Că soarta lui depinde de tine și tu te pe tine de râs și stai cu un topor în mână. Atârne o sfoară de spânzurac. Eu nu pot să văd așa ceva.
Eu am traume cu sfor de spânzurat. Am întâmplări în familie. Deci... Păi, eu nu înțeleg de ce plânge. Pe cuvânt, dacă înțeleg. Adică tu mă votezi pe mine cu fratele... Îmi vine să zic și eu acum... E copil. Da. tu mă votezi să merg cu fratele meu la duel, ca să ce? Să-i spar și pe aia mai puternici din casă? Și tu, în mintea ta, te aștepți ca eu să nu depun toate diligențele să te votez? Pură strategie, draga mea. Pură strategie, nimic personal. Pură strategie. Adică, pe bune. Lasă-mă să ajung la Piștereanu, că am observat o grijă foarte constantă despre care, ce să vezi, oamenii vorbesc prin casă. A ta de a convinge oamenii dinainte să vii la fermă să voteze împotriva Anei. Pe cine am convins eu și vă rog frumos să răspundeți sincer. Nu o să-ți răspundă nimeni. Ba da, o să... Hai să fim serios. Păi au venit 5 oameni la mine și mi-au spus, eu nu mai suport. Nu mă lasă ăsta cu votul lui. Îmi zice să votez pe ăsta și eu nu vreau. Eu vreau să votez pe altcineva. Crede-mă ce spun. N-am făcut absolut niciun lobby vis-a-vis de numele Lescu. Da. Ca să ne legăm sunt un pic... doar câteva imagini selectate și tu vreau să le spunem oamenilor care se uită la noi că ai venit dându-ți seama că vrei să-și ceri scuzele acestea publice. Da, eu, cum spune, cu toate că e un joc de strategie. Cum spuneam și înainte, noi cei din fermă am înțeles că este un joc de strategie. Păi și nu e un joc de strategie? Ba, este un joc de strategie, dar noi nu Elena a vrut să fie tratată ca un concurent, pentru că era un concurent. Adică Elena e o competitoare extrem de puternică. Da. Adică și probele nu sunt probe sportive de intrat în ring, încât sunt probe pentru toată lumea. Adică chiar și nepotul meu era posibil să bată pe cineva mai mare ca el. Pentru că ea a vrut să fie considerată așa, noi am tratat-o așa. Dar noi, mai ales eu, nu m-am mai gândit că această strategie a mea, vorbind ca de la egal la egal, ca om matur la om matur, nu m-am gândit că o va afecta atât de mult. Înțelegi? Și eu pentru asta am cerut scuze față de Elena. Eu am și sunat-o pe Elena și i-am spus. Ți-a răspuns? Da, normal. Noi nu avem nicio... Da, nu. A înțeles și ea cumva că a fost un concurs. Ea în momentul ăla, într-adevăr, trecea prin niște momente dificile pentru că se apropia de scopul ei să câștige competiția. Noi am luat totul în glumă. Deci nu am vrut să rănim pe nimeni, Doamne iartă, m-au fost glume. Dar pe ea au afectat-o și mi se pare normal și bărbătește să-mi cer scuze față de ea, pentru că eu am sunat-o și mi s-a părut că... Da, deci tu ai vrut public să-ți cer scuze față... Nu, da, să-ți explic de ce. Elena. Eu am vrut public pentru că mi s-a părut la telefon că nu prea mă crede Elena că îmi cer scuze. Pentru că eu sunt extrem de glumeț, mă știi. Și am vrut să-mi cer scuze și public pentru faptul că am adus-o în starea aceea să ajungă să plângă, pentru că nu este normal să se întâmple asta. Și iată, asta s-a întâmplat. Am venit să-mi cer scuze și public ca să vadă că chiar vorbesc serios. Iar în seara asta vedem ce se întâmplă în finală, da. Pentru că de la ora 21:30 este finala atât de disputată și atât de așteptată. Uite, Orășenii versus Setenia de la ora 21:30. Avem știrile de la ProTV de la ora 19, la Sfierbinți 20:30 și apoi Ferma Orășeni versus Seteni, finala 21:30. Dani, poți să-mi dai programul și după asta, după Ferma? Sau de mâine? Da. Perfect, e ok. Deci, da, mi se pare un lucru bărbătește și, repet, îmi cer scuze față de Elena. Pe public nu am cum să judec. Publicul este public, el are dreptate întotdeauna, știm de la teatru. Dar, repet, noi nu am făcut nimic acolo încât să denigrăm pe cineva. Sau... Era pură strategie. La fel cum ea ne-a dat afară pe noi, la fel am încercat și noi să o dăm afară. Dar din pură strategie, adică nu are, adică acum e și un pic ingrat să mă explic. Am înțeles că oamenii te vedeau, adică au văzut la televizor că tu instigai pe aceea să, pe colegi să o voteze pe Elena, iar apoi când ai fost întrebat, spuneai că nu e adevărat. Nu, și nu, poate nu, de aici nu, oamenii și au fost... de acolo, întrebarea a fost, lucrurile acolo s-au petrecut un pic altfel. Eu nu vreau să judec pe nimeni, dar lucrurile s-au petrecut un pic altfel. Adică eu când am fost întrebat de ce, era Analesco în imagini și a fost întrebată de ce am manipulat eu pe toată lumea să o dea afară pe Analesco. Eu n-am manipulat pe nimeni să dea pe Analesco. Oamenii când au ajuns acasă au văzut imaginele cu Analesco, au văzut lucrurile pe care Analesco le spunea la testimoniale și oamenii au zis Analesco oricum.
Eu la ce am ajutat? La Elena să meargă la duel. Dar nu am... E un joc cu multă presiune. Asta da, e extrem de clar. Multă presiune. Iar da. În seara asta de la ora 21:30 vedem în finala multă presiune în acest show. Da, oamenii care stau practic izolați săptămâni întregi. Lucrurile se schimbă. Oameni care poate acum se uită și apreciază onestitatea ta și faptul că ai venit și ai zis, bă, uite, Elena, vreau să-mi cer scuze public. Da, adică pentru mi se pare normal. George, te mai așteptăm cu mare drag la emisiune. Ai grijă de tine, o salutăm și pe mama ta dacă se uită la noi. Se uită,